Vocea ei ne-a dus faima în întreaga lume, unde a avut parte de aplauze, premii, titluri, iar de fiecare dată revenea cu dragoste și dor acasă, la familie și la spectatorii săi fideli. Vorbim despre celebra Maria Bieșu, prima donă Operei Naționale. Bună ziua! Ne aflăm în apropierea satului Volintiri, rădăcina natală a celei mai strălucitoare stele a operei moldovenești, Maria Bieșu. În imediat apropierea casei, în care Maria Bieșu a petrecut ani de poveste, cei care pășesc pe aceste meleaguri simt palpitația trecutului și ecourilor unei copilării încărcate de vis și pasiune pentru muzică. Aici, la marginea satului, printre străduțele încântătoare, Maria Bieșu și-a creat universul său de basm, unde a învățat primele note muzicale de la buzele mamei și a fost încurajată de întregul sat. În aceste momente, privirile noastre se întorc cu respect și admirație către Casa Mariei Bieșu. Casa modestă, cu pereții plini de amintiri, a fost martora tăcută a visurilor și aspirațiilor unei fetițe care purta în glasul ei farmecul unei lumi nevăzute, dar profund simțite. Astfel, în satul Volintiri s-a evit un dar unic, care avea să încânte inimi și să dăruiască lumii întregi bucurie și frumusețea artei muzicale. Talentul muzical și dragoste pentru cântec le-a moștenit de la mama sa, cea mai bună cântăreață din satul natal. În 1951, Maria Bieșu a absolvit școala din Volintiri și și-a continuat studiile la o instituție de profil agrar din Leova. În 1955 a fost admisă fără examinare la Conservatorul de Stat din Chișinău, unde a fost călăuzită de profesoarele sale de canto, Polina Botezat și talentata cântăreață Suzana Zarifian. Maria Bieșu și-a început călătoria muzicală debutând ca solistă în cadrul formației de muzică populară Fluieraș, alături de celebri Tamara Ciobanu și Serghei Lukenvici, cu piesa Struguraș de pe colină. Struguraș de pe colină, spune-mă de când se vine, când frunzișul plin de roe, poartă luna între noi. Trecerea ei de la muzică folclorică la opera clasică a fost marcată atunci când a câștigat concursul de la Opera din Chișinău în 1962. Atunci când protagonista rolului din spectacolul Tosca de Puccini s-a îmbolnăvit, Maria Bieșu a fost propusă ca suplinitor. Anul 1967 a fost un moment de glorie pentru Maria Bieșu, obținând titlul de cea mai bună ciociosan. În timpul vieții își dorea să devină Chișinău un centru al muzicii de operă, motiv pentru care în septembrie 1990 a inaugurat primul festival internațional al starorilor de operă și balet sub genericul Invită Maria Bieșu. După moartea artistei, denumirea se schimbă în Festivalul Internațional Maria Bieșu și în prezent este unul dintre simbolurile culturii noastre. Punctul muzeal Maria Bieșu este o extensie a casei părintești și oferă o experiență amplificată a patriotismului artistic al cântăreții. Aici turiștii pot admira expoziții permanente și temporare cu costume de scenă, premii, recenzii și alte materiale legate de cariera sa de operă. De asemenea, muzeul găzduiește evenimente culturale, spectacole și concerte în memoria Mariei Bieșu, ceea ce adaugă o dimensiune interactivă și emoționantă acestei destinații turistice. Maria, fiind micuță, a deprins darul de a cânta și de la Dumnezeu. I s-a cadonat așa dar de la Domnul ca de a cânta și le memoriza. Tăticu a aflat că cântă, o suie pe un scaun, dar am zis că-i cusese un șorțuleț cu buznărele și fata cânta și bucuroasă era, câștiga merii, covrigi, nucșoare,
cu are și mai mare plăcere îl împărțea cu surorile ei care stau pe cuptor. Dintr-o coștireață a alungat găinile care își încotro, a făcut curățenii, a așezat scena, își invita copiii din mahala, prietenii, colegii de clasă și făcea concerte. Doamne ferește, cineva să nu aplaude. Dacă nu aplauda altă dată la concert, nu era invitat. Pe urmă a făcut studii la o școală agrară din Leova. A venit și a spus părinților că e ca așa, 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 eu am să fac studii la o școală agrară. Dar părinții nu înțelegeau chiar toate, și profesii ești de acolo, și cum, dragul mami, tu și tractorist? Nu, mamă, eu n-aș fi tractorist, eu aș fi agronom. Ei, s-au bucurat părinții. Când a absolvit școala agrară de la Leova, s-a pregătit și a intrat fără examene la conservatoriu de stat. Și tot așa a venit acasă și le povestește, mamă, tată, eu am intrat să fac studii la conservatoriu de stat. Ei, acolo tractorist, aici conserve să faci. Tă fata, mamă, eu am și o artistă, mamă, n-am să fac conserve, mamă. Satul nostru s-a mândrit întotdeauna de Maria Bieșu. Ea ne-a dus faima noastră ca națiune peste tot globul pământesc.